Bună ziua, sunt Cătălina Mărginean, sunt director executiv la Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din Transilvania, ONG care a luat ființă în anul 2010 și care are ca obiectiv principal creșterea calității vieții pacientului cu afecțiuni hepatice. Ca să ne atingem acest obiectiv, facem multe campanii de testare, facem campanii de informare, facem ateliere de educație sanitară, încercăm să acoperim o paletă cât mai largă de afecțiuni hepatice, fie ele virale sau non-virale, să facem educația populației în general pentru a cunoaște cum se transmit și cum se tratează afecțiunile hepatice. Altă abordare a noastră pentru a ne atinge obiectivul principal este de a ne ocupa de viitoarele asistente medicale. Suntem parteneri de practică ai școlii Hericoan de Turda, școală care pregătește viitoarele asistente medicale pentru a îngriji pacienții. Dacă ești pacient cu afecțiuni hepatice sau vrei să fii voluntar, sau dorești să susții activitățile noastre financiar, implică-te! Împreună punem sănătatea pe primul loc!